Știați că în nutriție există doar trei contraindicații generale? Ca să ne menținem sănătatea și silueta, medicii recomandă să respectăm următoarele reguli simple. Nu consumați niciodată la aceeași masă cele trei proteine animale, adică lactate, ouă și carne, pentru că pe termen lung se ajunge la o încetinire a metabolismului și la acumularea de kilograme în plus. Nu amestecați niciodată iaurtul cu fructele pentru că au două momente de fermentație diferite și dacă sunt consumate împreună, cauzează balonare. Nu consumați dulciuri sau alcool la masă sau imediat după masă pentru că în ficat există o singură enzimă care metabolizează și grăsimea și alcoolul. Așa că alcoolul va fi asimilat primul și apoi grăsimea se va depune pe ficat și se poate ajunge la steatoză hepatică, așa numitul ficat gras. Persoanele care consumă frecvent grăsimi și alcool sunt supraponderale, în special în zona abdomenului. Grăsimea se depune pe organele interne și se poate ajunge la Bet, obezitate sau sindrom metabolic. Dieta echilibrată înseamnă în felul următor. Mai întâi de toate numărul de mese. Numărul de mese este important pentru că celula funcționează ca o baterie care își termine energia undeva cam la 2-3 ore. Prima regulă, 5 mese pe zi, 3 mese principale, 2 gustă. A doua regulă, cina nu poate să depășească ora 20. Avem nevoie cam de 2 ore între 20 și 22 ca să putem să metabolizăm orice. Uh, și atunci, ora ultime mese este foarte important. 5 mese pe zi, 3 mese principale, 2 gustări, cine până în ora 20. Astea sunt reguli generale pe care dacă oricine le aplică, nu poate să greșească. Mai Chiar apoi, și cineva care vrea să slăbească? Chiar și cineva care vrea să slăbească. Mai apoi ajungem la combinațiile alimentelor. Aici intrăm în personalizare. Sigur că aș putea să dau câteva sugestii generale. De exemplu, uh, să preferăm proteinele de bună calitate. Care sunt proteine de bună calitate? Uh, carne albă, uh, pui, pește, curcan, fructe de mare epule de casă. Albușul de ou, care este o proteină de foarte bună calitate. Uh, iaurturile și brânzeturile uh, slabe, degresate, undeva în jurul uh, a 2% de uh, uh, grăsime. Sigur că, uh, o să discutăm și de uh, procesare, adică faptul că are mai puțină grăsime înseamnă procesat. Tocmai de aia abordarea trebuie să fie personalizată și trebuie să vedem care este răul cel mai mare pentru pacientul nostru și să știm cum adaptăm uh, programul nutrițional pentru uh, el. Proteinele. Legumele de culoare verde sunt foarte bogate în, în, în vitamine, foarte bogate în fibre, foarte bogate în antioxidanți și au o cantitate foarte mică de zahăr. Fructele colorate, cum ar fi fructele de pădure, sunt bogate în antioxidanți, sunt sănătoase, sunt plăcute și aromate. Kiwi, ananasul, iarăși sunt niște fructe potrivite pe care le putem mânca în prima parte a zilei. De fapt, în nutriție. Sunt doar trei contraindicații generale dacă noi reușim să setăm un mod de viață corect. Care sunt acestea? Nu amestec niciodată cele trei proteine care rezultă din sursa animală. Adică nu amestec niciodată carnea cu lactatele și produsele din lapte și cu ouăle. Sunt trei tipuri de proteine pe care nu le putem metaboliza Impreună. împreună și consumate pe termen lung vor duce la o încetinire a metabolismului și, bineînțeles, la luare în greutate. A doua, nu amestecăm niciodată iaurtul cu fructele pentru că au două momente de fermentație diferite și, în afară faptului că mă voi balona, nu o să mă simt bine și nu mai diger corect nimic ceea ce mănânc ulterior. Iar al treilea lucru important este să nu consumăm un dulce sau alcool odată cu masa sau imediat după masă. Și o să vă spun și de ce. În ficat există o singură enzimă care metabolizează și grăsimea și alcoolul, și dacă le consumăm împreună, alcoolul fiind cel mai nociv, va fi luat primul iar grăsimea va fi depusă și de aici steatoza hepatică. Este cunoscut că persoanele care consumă abundent grăsimi și stropite cu alcool sunt supraponderale în special în zona abdomenului, depun grăsime pe organele interne și de aici primul pas către diabet, hipertensiune arterială, obezitate sau sindrom X metabolic. Mă opresc la aceste elemente generale pentru că eu practicând medicină personalizată, toate programele sunt adaptate fiecăruia dintre noi și nu putem să avem reguli general valabile pentru toată lumea. Așa este. Ați spus că nu ar trebui nimeni să sară peste cele 5 mese, nicio persoană care vrea să slăbească. Dar ce spuneți de oamenii care nu pot să mănânce dimineața? Nu e greșit să totuși să ne forțăm să mâncăm dacă nu ne e foame? Mai ales când vrem să slăbim? Metabolismul funcționează precum o mașină. În momentul în care noi dăm cheie, motorul pornește și arde combustibil. Dacă noi nu mâncăm numărul de mese, Evident că n-am dat cheie și evident că nu vom consuma combustibilul. Tot ce contează nu este să nu mâncăm, ci să ardem corect ceea ce mâncăm. În fond, putem să comparăm cu un act simplu de contabilitate. Intrări, ieșiri, adică ceea ce am adus ca și nutrient și ca sursă de energie și ceea ce am ars prin procesele uh, uh, metabolice. Lipsa micului dejun este doar o obișnuință. Și aici vreau să punctez următorul lucru. Există un, un, un hormon care se numește cortizol și care este secretat de o glandă care se află deasupra rinitului, se numește suprarenală. Acest hormon trebuie să fie maxim dimineață, el scade spre prânz și scade abrupt către seară. Dacă eu îmi schimb obiceiurile alimentare și mănânc preponderent seara și nu mai mănânc dimineață, evident că o să-mi fie foame pentru că am mâncat seara și pentru că asta este obișnuința și pentru că o să dezechilibrez secreția acestui hormon. Vestea bună este că este un proces reversibil care ține, exact cum foarte bine spus, de obișnuință. Nu vorbim de o forțare, ci vorbim de înțelegerea proceselor fiziologice ale organismului, de cum funcționează el și de adaptarea metodei terapeutice la fiecare dintre noi. Dar sunt lucruri, acestea generale pe care le-am spus, peste care nu putem să trăim. Așa funcționează metabolismul raportat la acest fus solar, raportat la. Unde ne-am născut și la cine suntem? Dar dacă, de exemplu, vrem să slăbim și ne încadrăm într-un număr de calorii pe zi, dar mâncăm ce nu trebuie, adică pizza sau dulciuri, dar ne încadrăm în limita aia de calorii. Foarte Reușim bună Reușim să slăbim? Nu, bineînțeles. Foarte bună întrebare. Eu pot să-mi iau numărul de calorii zilnic și mâncând uh, untură de porc, dar și mâncând uh, uh, proteine de bună calitate sau, 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 sau vitamine. Uh, și se întâmplă frecvent, sunt foarte mulți care consumă mâncare de, de, de slabă calitate. Aici vreau să fac doar o scurtă paranteză. Mâncarea, nu poate fi, mâncarea de bună calitate nu poate fi la ofertă. Dragii mei, încercați să nu, nu vă duceți către mâncarea ieftină, pentru că mâncarea ieftină nu este în niciun caz sănătoasă. Sigur că reversul nu este neapărat general valabil, adică mâncarea scumpă este no. uh, bună, dar mâncarea ieftină este fără dubiu sănătoasă. Eu am făcut și un calcul, pentru că mulți pacienți mă întreabă, da, domnul doctor, dar uh, mâncarea asta sănătoasă este scumpă. Nici pe departe, cu aceeași bani cu care cumperi o mâncare uh, de slabă calitate, poți cumpăra ci, drept, poate în cantități mai mici, o mâncare de foarte, foarte bună calitate. Ca să revin la, revin la uh, uh, întrebare, e important ce mâncăm. Iar, uh, nu doar cât mâncăm. Nu doar cât mâncăm. Iar uh, în metoda mea nu se măsoară caloriile. De ce? Omul modern nu poate să stea cu un cântar să măsoare porțile și să-și facă calculul pe hârtie văzând exact câte calorii și cum trebuie să uh, consume. Eu am alte metode prin care limitez cantitatea sau las libertate pentru anumite tipuri de uh, uh, alimente, metode foarte simple, de exemplu uh, uh, căușul palmei sau palma ca atare da? sau uh, uh, pâinea uh, la felie da? uh, iar acolo unde doresc să limitez limitez. În rest Pacienții pot mânca aproape fără limite de cantitate dacă respectă combinațiile pe care eu le uh, discut cu ei și le și explic de ce. Uh, este o diferență majoră dacă îmi iau numărul de calorii într-o mâncare slabă sau o mâncare de, de, de foarte bună calitate și de asta uh, uh, întrebarea este uh, foarte bună. Trebuie să mâncăm mâncare de bună calitate chiar dacă în cantitate mai mică și adaptată fiecăruia dintre noi pentru că suntem diferiți și uh, aici trebuie să înțelegem că orice metodă, la, la orice metodă am apelat trebuie să fie bazată pe știință. Nu trebuie să fie bazată sub nicio formă pe uh, tot felul de păreri sau pe ceea ce uh, doctor Google ne, uh, uh, ne, ne oferă. Dar fără dubiu că trebuie să mă informez, trebuie să citesc și atunci când uh, fac un pas să-l fac în cunoștință de cauză. De ce? Oricine poate să slăbească cu orice fel de dietă. Oricine din lumea asta. Dar nicio dietă nu funcționează pe termen lung. Există un studiu foarte serios care a arătat că doar 2 din 100 reușesc să păstreze rezultatele la 2 ani. Deci, dieta nu-i cheia. Și atunci, relația cu specialistul aduce următoarele beneficii majore. Mai întâi de toate, personalizarea. Este pentru persoana respectivă. Mai apoi, nu-i face rău. Iar cel mai important lucru nu se mai întoarce niciodată la greutatea de la care a pornit. În momentul în care urmez o dietă după care m-am oprit, adică consider că așa, viața mea se schimbă, se schimbă pentru o perioadă de o lună, două, trei, șapte cât țin dieta, după care revin la obiceiurile alimentare, alimentare inițiale, mă voi îngreșa la loc, ba chiar o să iau în plus față de greutatea respectivă. Astea sunt cele trei elemente importante ale colaborării cu un specialist. Personalizarea, faptul că nu, nu, nu ne face rău, și cel mai important, faptul că uh, uh, nu ne mai întoarcem niciodată la uh, uh, greutatea inițială. Dar uh, dacă mâncăm alimente sănătoase, gen fructe și legume, putem mânca în cantități nelimitate și la orice oră? Nu. Uh, fructele și legumele se împart pe mai multe categorii. Uh, fructele sunt foarte bogate în fructoză, deci tot o formă de zahăr. Nu putem să mâncăm considerând că fructele sunt sănătoase la modul general, oricând și oricum. Fructele se mănâncă în prima parte a zilei, la micul dejun și la gustarea 1. Este de preferat să consumăm fructe cu o cantitate mică de zahăr și cu o cantitate mare de fibre și antioxidanți. Le-am enumerat mai devreme, le mai enumăr o dată. Fructele de pădure, mărul verde, kiwi, ananas sunt fructele de preferat. Dar sigur, pentru o persoană normoponderală care face foarte multă mișcare, poate să abordeze și alte fructe bogate în zahăr, cum ar fi banana, cum ar fi para, cum ar fi merele colorate, cum ar fi struguri. Dar contează foarte mult cantitatea de mișcare pe care o face uh, ulterior. La fel când vorbim de legume, pentru că dacă vom consuma legume de orice culoare, legumele colorate sunt bogate în zahăr, uh, seara vom lua în greutate. Dacă vorbim sigur de o persoană normoponderală și care face foarte multă mișcare. Este exact la ce îmi spuneam mai devreme, intră ieșiri, Depinde cât de mult se mișcă în raport la ceea ce consumă. Există persoane care cred că dacă renunță la un anumit aliment, ori sunt mai sănătoși, ori reușesc să slăbească. Sunt cei care renunță la carne, de exemplu. Da. E, sunt vegetalele secretul tinereții? Um, dau, un, dau un răspuns uh, indirect, după care, după, care, după care explic. Sunt adeptul echilibrului, uh, omul este omnivor, și vreau să vă spun că am cunoscut persoane de peste 90 de ani care mănâncă echilibrat din toate, dar n-am cunoscut până acum niciun vegetarian care să treacă de 50 de ani. Uh, vegetarian într-o bună stare de sănătate și care consumă uh, exclusiv numai uh, vegetale. Chi asta în echilibru. Nu există alimente miracol. Nu există uh, pătrunjerul ne tratează de, avocado ne tratează de. Aliment, fugiți întotdeauna de elemente gen, uh, alimentul minune, uh, miracolul care tratează cancerul. Astea nu există. Astea sunt elemente de, de, de marketing, iar oamenii disperați apelează pentru că, de multe ori, comunicarea cu medicii nu este chiar cea mai bună. Uh, acest patient approach. Trebuie să fie îmbunătățit și lucrul trebuie să pornească și de la medici și de la, și de la pacienți. Dar dintr-o lipsă de comunicare ajungem să uh, ducem pacientul într-o zonă uh, în care el va consuma uh, excesiv un anumit lucru, crezând că o să-i facă, uh, să facă bine. Trebuie să consumăm de din toate și să înțelegem că uh, organismul uman. Nu recunoaște lucrurile în mâncare, ci în nutrienți, adică proteine, lipide, glucide, vitamine și minerale. Când reușesc să am un echilibru între acestea, atunci sunt sănătos. Proteinele sunt și ele de mai multe tipuri, iar uh, uh, vegetarianii consumă proteine din sursă vegetală. vegetală. Haideți să rămânim și aici. Proteinele de origine animală au toți aminoacizi esențiali, aminoacizi de care uh, avem nevoie ca să creștem. Un adult poate să nu consume carne poate să nu consume, am spus, n-am zis că este și sănătos s-au adaptat lui un copil în creștere, în schimb, nu se poate să nu consume carne o lactate în momentul în care decidem să nu mai consumăm carne sau să nu mai consumăm niciun fel de proteine de origine animală, trebuie să consultăm un specialist să vedem dacă acel lucru ne este adaptat pentru că putem să ne facem mai mult rău, chiar acum am un caz cu Doamnă exact în această situație, care este uh, vegetariană și care, consumând în exces grăsimi de origine uh, vegetală a făcut o patologie biliară și uh, pancreatică foarte serioasă. Este uh, uh, internată, internată într-un într într spital pentru că nota bene, este la fel de rău. Să consumăm avocado în exces sau grăsim vegetale în exces, cum este la fel de rău să consumăm un tură de porc în exces. Nu se întâmplă nimic dacă consum o dată pe săptămână dimineață avocado, cum nu se întâmplă nimic dacă consum o carne mai grasă o dată la uh, o săptămână sau uh, o dată la două săptămâni. Important este echilibrul și combinația, cum le combinăm. Uh, dar există totuși alimente nocive pe care ar trebui să le excludem din alimentație? Uh, la modul general, nu. Vorbim aici de câteva elemente pe care aș vrea să le punctez. În primul rând, ar trebui să prelucrăm foarte puțin prin foc alimentele. Ce înseamnă asta? Putem să preparăm la abur, la cuptor sau la grătar, dar trebuie să știm cum facem acest lucru. U ușoară prelucrare prin foc poate să ducă alimentul către o mai bună cantitate de nutrienți de exemplu roșia este mai uh, uh, bogată în nutrienți în antioxidanți în momentul în care este prelucrată prin, uh, uh, prin foc da? deci abur cuptor grătar când vorbim de grătar niciodată carnea sau ceea ce punem pe grătar nu trebuie să intre în contact cu focul și nu trebuie să avem acea crustă neagră arsă pe care să o consumăm pentru că este un produs derivat de azot care este cancerigen la nivelul stomacului. Sigur că nu se întâmplă nimic dacă mănânc o dată, dar dacă mănânc în mod constant lucrurile se vor duce în această direcție. Deci mai întâi de toate mâncăm alimente proaspete sau puțin prelucrate prin foc. Mai apoi nu preferăm alimentele procesate Alimentele procesate sunt alimentele care le găsesc de-a gata, alimente care le consum ușor. Pizze ambalate, paste ambalate, lucruri ambalate, lucruri degresate. Nu le prefer, dar cum am discutat la iaurt sau la brânză, trebuie văzut care este raportul între beneficiu, non-beneficiu pentru fiecare pacient în parte. După care contează cantitatea. Dacă consum în exces grăsime animală, e la fel de rău cu Consumul în exces de grăsime vegetală. Aici aș vrea să mai punctez următorul lucru. În ultimii ani s-a selectat o categorie de pacienți care sunt foarte atenți la sănătate da. și care Așa. consideră că ceea ce fac este bine. Marea lor majoritate sunt supraponderali pentru că, de exemplu, un mic dejun este în felul următor structurat. Avocado, salată, nuci. Semințe, cereale și poate și o lingură de miere că toate sunt sănătoase. Trebuie foarte serios înțeles că ceea ce este sănătos pentru mine nu este sănătos pentru tine. Și s-ar s-ar putea să greșim. Ce am enumerat acum este o bombă calorică care nu poate fi consumată în fiecare dimineață nici măcar de un, de un sportiv de performanță. Este mult prea mult. Nu trebuie considerat că. Abuzul de sănătate mă duce către o stare de echilibru metabolic și către o greutate uh, uh, corectă. Sănătatea înseamnă, cum ai spus foarte bine mai devreme, echilibru. Deci, uh, uh, cheia stă în echilibru, în procesare, în, în, în prelucrare și în alegerea uh, alimentelor. Poți să cumpăr alimente de bună calitate uh, și din piață și de la supermarket. Cum facem noi? Noi am selectat câțiva producători. Care ne aduc legume, ne aduc fructe, ne aduc carne, ne aduc brânză, dar sunt și momente în care cumpărăm din piață sau cumpărăm din supermarket, citim cu atenție eticheta produselor. În fond, nu este foarte complicat. O sesiune sau maxim două de cumpărături cumpărăm o mare parte cam aceleași lucruri, ne uităm, citim eticheta, știm ce se întâmplă, dacă vrem să abordăm un aliment nou, atunci uh, 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 citim încă o dată ce se întâmplă cu acel uh, aliment. Ce urmăresc în etichetă? Păi, primul rând, urmăresc termenul de valabilitate. Cu cât este mai lung, înseamnă că are mai mulți uh, uh, aditivi și are mai mulți conservanți. În al doilea rând, urmăresc cantitatea de zahăr și cantitatea de sare. În al treilea rând, urmăresc numărul de euro, numărul de, de stabilizatori de gust de uh, uh, conservanți, fără să am foarte multe cunoștințe. Orice produs, dacă are mai mult de 3 euro, în momentul respectiv trebuie lăsat pe, pe raft și mers către uh, uh, o altă direcție. Deci termen de valabilitate, zahăr, sare și 3 euro maxim. Asta este ce trebuie să urmărim pe eticheta unui produs.